Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea lui Iov, capitolul 1, de unde vom citi primele 5 versete. Iov, capitolul 1, de la versetul 1 la 5. Să ascultăm acest pasaj biblic. Era în țara Uz sau Uz un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7000 de oi, 3000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. În introducerea mesajului meu din această dimineață, din această zi specială, aș vrea să încercăm să elucidăm două enigme. Prima, cine a fost Iov? Este un personaj care apare dintr-o dată în paginile Sfintelor Scripturi, apoi este reamintit în Biblie de către profetul Ezechiel și de către evanghelistul Iacob. Când spune, ați auzit de răbdarea lui Iov. În Scriptură, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem cel puțin 3 candidați pentru cine ar fi putut să fie Iov din această carte care îi poartă numele. Primul candidat, cercetătorii Sfintelor Scripturi spun că Iov a fost un descendent din Seir. Seirul era un munte pe care s-a așezat o populație numită Horită sau Hevită. Uitați-vă în Geneza 36 cu 20 și cu 28 și aici unul din fiii lui Hor sau fiii Heviților se numea Uz sau Uz, ceea ce este scris în limba română. Uz practic este în limba ebraică și în engleză, după cum ați văzut, Uz. Deci un descendent din Seir. Lucru care este puțin probabil, pentru că nu sunt suficiente argumente biblice ca să se suporte această poziție. 2. Sfânta Scriptură ne arată că Iov ar fi putut să fie un descendent din Isahar. Din Isahar. Geneza 46 cu 13 spune că unul din fiii lui Isahar care s-a coborât împreună cu Israel în Egipt, din cei 70 inițial, se numea Iov. Eu sunt de părere că nu poate să fie Iov fiul lui Isahar și argumentul este simplu, nicăieri în cartea lui Iov nu se vorbește despre Israel, nu se vorbește despre Egipt, nu se vorbește despre Abraham. Și atunci a rămas un al treilea candidat. Cine ar putea să fie Iov acesta care poartă numele unei cărți? Și anume, Iov în Sfânta Scriptură este descendentul lui Șem. Știți că Noe a avut 3 fii, Șem, Ham și Iafet. Și Iov este nepotul lui Șem prin Aram. Geneza 10 cu 23 spune acest lucru. Cred că acest Iov este Iov al Bibliei, pentru că încă o dată
El nu amintește cartea lui Iov de Israel, și asta este o carte iudaică, nu? Biblia este o carte iudaică, trebuia să amintească de Israel, nu amintește de evenimente legate de robia egipteană, nu amintește de cel puțin de Abraham. Și de aceea credem că acest Iov este originar din Șem, un nepot al lui Șem prin Aram. A doua enigmă. Unde a fost țara Uz? Pentru că așa spune aici la început. Era în țara Uz un om care se numea Iov. Nu putem să fim prea dogmatici ca să localizăm această țară sau zonă, pentru că așa se numea în vremea aceea, o zonă se numea țară, după cum noastră care sunteți cel puțin de vârsta mea și veniți din România, știți foarte bine că în vechime și în România ținuturile se numeau țară. Era țara Făgărașului, țara Maramureșului, țara Oltului, așa se numeau ținuturile, regiunile. Totuși, Biblia nu ne lasă chiar în neștiință și cred că se poate elucida locul acesta despre care vorbește Scriptura cu privire la țara Uz. După Biblie, țara Uz a fost un ținut destul de vast în peninsula arabică, peninsula Arabia. Și acest ținut se întindea de la est, în Arabia, până la vest, în Edom. Chiar parte din Uz era încorporat în Edom, pentru că uitați ce spune Sfânta Scriptură în plângerile lui Ieremia 4:21. Bucură-te și saltă de bucurie fiica Edomului, observați, fiica Edomului, care locuiește în țara Uz. Deci, Uz este un ținut din Arabia, peninsula Arabia, unde este Yemenul de astăzi, unde este Arabia Saudită, deci o porțiune din Arabia care se întindea până lângă Israel, până la Edom. Și parte din Uz era încorporat în Edom, pentru că așa spune aici. Tot profetul Ieremia ne spune și următoarele detalii. Uitați împreună cu mine în cartea lui Ieremia, capitolul 25, și vedem ce spune aici, de la versetul 17. Eu am luat un potir din mâna Domnului și l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul, Ierusalimul și cetățile lui Iuda, lui Faraon, împăratul Egiptului. Și apoi spune mai departe, la toată Arabia, tuturor împăraților țării Uz, tuturor împăraților țării filistenilor, și anume, uitați, Ascalonul, Gaza, Ecronul și celor care au rămas din Ashdod, Edomului, Moabului și copiilor lui Amon. Ce aș vrea să observați dumneavoastră aici este un amănunt care foarte, foarte puțin îl observă, dar este vizibil dacă cunoaștem puțină geografie a Țării Sfinte sau geografie palestiniană. Prezentarea pe care o face Ieremia este o prezentare care urmează o anumită direcție geografică. El prezintă lucrurile din sud în nord. Din sud în nord. Uitați cum spune el. I-am trimis la Egipt, Uz, Filistia. Egiptul în sud, înseamnă că Uzul trebuie să fie în mijloc, și apoi Filistenii, Filistia. Pentru că uitați care este procedura lui Ieremia. Când vorbește despre Filistia, zice Ascalonul, Gaza, Ecronul și Ashdodul. Dacă vă uitați pe o hartă, chiar în Biblie, noastră aveți unii la spatele Bibliei, acolo, dacă vă uitați în Filistia, Ascalonul este cel din sud oraș, graniță cu Egiptul, urmează Gaza, care este și astăzi, urmează Ecronul, urmează Ashdodul. Deci el prezintă o direcție din sud în nord. Și apoi vorbește despre Moab. Moab, Edom, Moab și Amon. Dacă vă uitați în Iordania de astăzi, Iordania de astăzi cuprinde Edomul, Moabul și Amonul. Din sud în nord. Prin urmare, datorită faptului că Ieremia urmează această procedură geografică de prezentare din sud în nord, însemnează că faptul că el începe Egipt, Uz, Filistia, țara Uz este între Egipt și Filistia, Filistia la vest, Egiptul în sud, Arabia în est și în nord este Edomul.
Este bine să știm lucrul acesta pentru că foarte mulți comentează despre Iov în diferite feluri și îi aduc tot felul de identități și din tot felul de țări, numai în Biblie de multe ori nu se uită ca să vadă că Biblia de fapt chiar prin elemente simple ne spune adevărul despre el. Dar Iov acesta, despre care vorbim astăzi, are patru caracteristici specifice. Este un om bogat, versetul 3, avea 7.000 de oi, deci este un om extrem de bogat, 7.000 de oi sunt mulți bani. 3.000 de cămile, este ca și când ai vorbi în termeni moderni de astăzi, când spui 3.000 de cămile, ca și când ai avea 3.000 de tiruri. Pentru că atunci asta era mijlocul de transport prin deșert. Avea 500 de perechi de boi, noastră numiți, 500, asta înseamnă 1.000 de boi. Când spune 500 de perechi de boi, este ca și când ai spune astăzi avea 500 de tractoare, pentru că erau folosite pentru arat, pentru povere. Așa? Și de asemenea spune că omul acesta avea 500 de măgărițe, erau pentru lapte, pentru că este foarte hrănitor laptele de măgar, poate nu ne place să auzim, dar e hrănitor, așa, și foarte mulți slujitori. Deci un om foarte bogat, un om foarte bogat. În terminologia de astăzi, multimilionar. Apoi, Iov era un om foarte faimos. Uitați cum conclude versetul 3. Și omul acesta era cel mai cu vază din toți locuitorii răsăritului. Deci avea o faimă din Edom, din Filistia, din Egipt și până în Arabia, datorită bogăției, poziției sociale, influenței pe care o avea. Cine citește cartea lui Iov, observați că spune acolo, când trecea prin mijlocul mulțimii, dacă erau împărați acolo, dacă erau prinți acolo, se opreau din discursurile lor și îi făceau loc lui Iov să vorbească. Dacă erau judecătorii, judecătorii se dădeau la o parte, pentru că Iov avea acest spirit de dreptate, apăra pe orfan, pe sărac și pe văduvă, pe cel necăjit. Nu numai că era bogat și faimos, Iov era un om sfânt. Este o calitate rară pentru un om bogat. Pentru că milionarii de astăzi, nu vreau să fiu dogmatic, dar foarte mulți, poate cei mai mulți milionari de astăzi și miliardari, sunt oameni care au făcut afaceri și au făcut bani pe nedreptate, pe înșelăciune, pe afaceri murdare. Dar nu Iov. Iov este un om pe care laudă Dumnezeu și spune, el este un om neprihănit și sfânt, cel mai neprihănit. Dar pe lângă bogăție, faimă și neprihănire, Iov mai are o calitate extraordinară de care ne ocupăm astăzi. Iov este un om de familie. Iov are 10 copii. Iov este un tată care, pentru mine ca tată, pentru tații de astăzi, pentru tații din toate timpurile de 4.000 de ani încoace, cine a vrut să învețe de la el, are ceva de spus, are ceva de comunicat. De aceea, mesajul meu, frașesurilor, doamnelor și domnilor, în această zi de sărbătoare se va intitula Iov și casa lui. Iov și casa lui. Și haideți să ne uităm la trei lucruri pe care le vom dezvolta împreună. Să învățăm de la Iov ca tată, să învățăm de la Iov ca părinte, să învățăm de la o casă cu care se laudă Dumnezeu. În primul rând, Iov și caracterul său. Iov și caracterul său. Ca să fii un tată eficace, ca să fii un tată care să-ți influențeze în bine copiii, este neapărat necesar să fii un om de caracter, un tată cu caracter. Mi-aduc aminte de timpul de studenție la București, frate Trandafir ne-a spus o întâmplare, nu mai țin minte exact dacă era din experiența dânsului, din vizitele pastorale sau a unui coleg de ale dânsului, s-a dus deci un păstor în vizită într-o familie.
Și când a intrat la, a ajuns la blocul acela unde căuta, era în oraș, unde căuta familia pe care o vizita, în fața blocului era un copil foarte drăguț, foarte drăguț, dar murdar, zdrențos. Și păstorul a rămas surprins de frumusețea acestui copil, însă felul în care el era îmbrăcat și nespălat. Și s-a apropiat de el și l-a întrebat și a zis: păi, puiuțule, al cui ești tu? Și a răspuns surprinzător, a zis: al dracului. Și a zis: mă, dar cum vorbești tu așa? Unde locuiești tu? În iad. Și păstorul a zis: eu nu cred. Eu nu cred că ești nici al dracului și nici nu locuiești în iad. Ba da, în iad locuiesc. Dar cum? Avea vreo 8 anișori copil. Păi dumneata nu știi. Zice, tatăl meu este un vagabond și un bețiv. Și când pune mâna pe bani, primul lucru care face, se îmbată. Și după ce se îmbată, vine acasă și ne bate și pe mine și pe mama, de trebuie să fugim și pe geam să scăpăm de mâna lui. Și de multe ori, spunea el, mama îl vede când vine acasă și zice: iară vine dracul ăsta acasă. De aceea a spus că este al dracului. Și casa noastră, zice mama, că este un iad. Și așa era, cu un tată bețiv, cu un tată vulgar, cu un tată bădăran, cu un tată criminal. Este important ca părinte să fii om de caracter. Și Iov, ca tată, ca părinte, ca om în casă, dă dovadă de 4 trăsături distincte de caracter. Prima este o trăsătură care definește personalitatea sa. Capitolul 1 cu versetul 1. Era în țara Uz un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. Deci ceea ce caracteriza acest om era fără prihană, adică fără păcat, și curat la suflet. Nu avea ascunzișuri, nu avea dedesubturi și era cu sufletul ca al unui copil, cum va spune David în Psalmul 131, versetul 1-2. Doamne, eu nu sunt un om cu inima îngânfată, nu mă ocup cu lucruri prea înalte și prea mari pentru mine, dimpotrivă, sunt ca un copil înțercat care stă lângă mama lui. Iov este omul acesta, fără ascunzișuri, fără dedesubturi, cu sufletul ca unui copil. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în această zi de sărbătoare, o întrebare mare se ridică pentru noi toți părinții. Cum sunt eu văzut ca tată? Cum sunt văzut ca păstor? Cum sunt eu văzut ca businessman? Cum sunt eu văzut ca om de fiecare zi? Cum sunt eu văzut ca profesor, ca muncitor? Cum sunt eu văzut ca un credincios creștin? Este caracter? Ce vorbește Dumnezeu de mine? Iov este un om cu caracter și caracterul definește personalitatea lui. A doua dimensiune este dimensiunea caracterului său. Dimensiunea caracterului său. Omul acesta era neprihănit și curat. Ce însemnea aceasta? Nu însemnea că Iov era fără de păcat. Nimeni să nu gândească greșit. Pentru că în Iov 9 cu 20, Iov 42 cu 6, cuvântul Domnului spune chiar prin gura lui Iov: în fața ta sunt un om păcătos. Deci Iov recunoaște că este păcătos. Dar de ce vorbește Biblia și spune că are această dimensiune? Este ca tată, ca om neprihănit și curat. Știți de ce? Pentru că afirmația pe care o face Sfânta Scriptură este cu referire la trăirea lui de fiecare zi. Iov se ferește să se întineze. Iov se ferește să nu fie respectuos. Iov se ferește să nu fie
Să nu fie nedrept, se ferește să nu fie un om aspru, se ferește să nu se folosească de posibilitatea pe care o are, fie materială, fie de influență socială, se ferește să nu o folosească în sens negativ. De aceea Biblia îl numește om curat, om neprihănit. Pentru că el mărturisește. Dacă am văzut pe cineva năpăstuit, adică apăsat, dacă am văzut pe cineva făcându-i este nedreptate, dacă am văzut dreptul văduvei, săracului, orfanului călcat în picioare, m-am dus și am făcut dreptate. Am luat din bucatele mele și am dus în casa aceea. Asta înseamnă că este un om care în fiecare zi se luptă să fie curat, să fie fără prihană. 3. Direcția caracterului său. Uitați-vă în partea finală a versetului 1. El se temea de Dumnezeu. Un părinte și un om, oricare ar fi el, trebuie să știe că direcția caracterului nostru este în primul rând către Dumnezeu. Către Dumnezeu. Poți să te ascunzi de oameni, dar nu te poți ascunde de Dumnezeu. Poți să ai un chip în public, dar poți să ai un chip în particular. În fața lui Dumnezeu, Iov este un tată curat, un om de caracter. Când se uită Dumnezeu la el, Dumnezeu se laudă cu Iov chiar și în fața lui Satana. Ai văzut pe Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. El se teme de Dumnezeu, se abate de la rău și slujește cu credincioșie pe Dumnezeu. Un părinte care vrea să-și influențeze copiii în bine, un părinte care vrea să-și vadă copiii intrând împreună cu el în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie om de caracter. Să aibă această direcție către Dumnezeu. Și apoi este a patra dimensiune, este demonstrarea caracterului lui Iov. Partea cea mai finală a versetului 1, se abătea de la rău. Iov nu este un om doar de cuvinte. Iov este un om de acțiune. Pentru că în orice împrejurare, Iov poate să demonstreze cine este și ce este. Și noi trebuie să facem la fel, frați și surori. Și noi trebuie să facem la fel. Și demonstrarea credinței noastre se face practic. Se face practic. Iubim pe frați, respectăm pe părinți. Iubind pe copii, nemanipulându-i. Sau, cum spune Sfântul Apostol Pavel, neîntărâtându-i la mânie. Viața practică, caracterul practic, se vede în fapta practică a credinței. De aceea mă adresez în primul rând mie și casei mele, mă adresez dumneavoastră ca oameni lui Dumnezeu. Cum demonstrăm caracterul nostru sfânt? Cum îl demonstrăm? Dacă vedem pe cineva că este în nevoie, întoarcem spatele când putem să ajutăm? Cum spunea cineva, am să vă spun numele că îl știți prea bine, predica de la Amvon și zicea, fraților, noi suntem aici în America și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dacă eu, care am de toate și am conturi bune în bancă și la mine vine unul care e proaspăt sosit aici în America dintre confrații noștri, ori mai de mult, dar este necăjit și este sărac și spune, frate, am auzit că Domnul va binecuvântat, uitați, am o nevoie, mă puteți ajuta pentru 3 luni, pentru 1 an de zile? Și eu am și pot să-l ajut. Și îi spun, nu te pot ajuta, frate. Oare nu sunt eu fariseu? Dar un frate din bancă a zis, ești frate. S-a uitat la el, nu i-a zis nimic, a continuat mai departe și a zis, dacă eu am 2 sau 3 mașini și familia aceasta necăjită, poate și cu copii mai mulți decât mine, nu are, nu poate să-și cumpere o mașină, nu-i nimeni să ajute și eu pot să ajut. Și zice, băi frate, nu mă poți ajuta pentru
o lună, două, trei, cu o mașină sau... Și eu spun, nu te pot ajuta, frate. Nu sunt eu fariseu? Din nou, fratele din bancă, ești frate. La care fratele a reacționat și a zis, frate, măsoară-ți cuvintele. Le-am măsurat eu, să nu crezi tu că nu le-am măsurat, zice. Atitudinea aceasta, vorbim mult și facem puțin. Nu Iov. Iov este un om de caracter. Un om cu dimensiune în caracter. Un om care știe că este înaintea lui Dumnezeu. Un om care știe că trebuie să-și ajute pe semeni. În al doilea rând, Iov și slujirea sa. Un om de caracter, un tată cu caracter, este un tată care slujește. Îl slujește în primul rând familia, slujește comunitatea în mijlocul căreia locuiește, își slujește business-ul dacă are business, slujește biserica lui Dumnezeu. Și uitați-vă din nou la patru aspecte ale slujirii lui Iov. Când Iov slujește, primul aspect al slujirii lui este acesta. Iov a crezut în mijlocire. Iov a crezut în mijlocire. Adică rugăciune de mijlocire. Pentru că observați aici, se ducea și se ruga pentru copiii lui. Este imposibil să fii părinte, să fii părinte creștin, să fii un tată creștin și să nu crezi în mijlocire. Să nu crezi în rugăciune pentru copiii tăi. Dragul meu, dacă nu te rogi tu, dacă nu mă rog eu pentru copiii mei, cum aș aștepta să se roage alții pentru ei? Dar Iov știe puterea rugăciunii, știe puterea mijlocirii, pentru că el cunoaște pocăința, cunoaște jertfa, cunoaște iertarea și de aceea vine înaintea lui Dumnezeu și face lucrul acesta, după cum vom vedea pe parcursul mesajului meu, face lucrul acesta cu sfințenie înaintea Domnului. Mijlocire. A doua dimensiune a slujirii lui pe lângă mijlocire, el a crezut în preoția casei. El a crezut în preoția casei. Pentru că el este omul care aduce jertfă pentru casă. Și aș vrea să observe toți un fapt care numai în Noul Testament se va relua. Și de asemenea un fapt care este uitat. Pentru că de multe ori noi facem doctrine cum este de exemplu sabatul. Pentru că Dumnezeu a dat legea aceasta cu sabatul lui Israel, nu? Sunt și astăzi pe lângă israeliți organizații creștine care spun că sabatul este o poruncă eternă a lui Dumnezeu, neînțelegând ce însemnează sabatul. Sabatul s-a ținut și înainte de Israel. Dumnezeu l-a inaugurat. Preoția universală a fost valabilă și a fost în picioare înainte de biserică. Înainte de biserică. Patriarhii slujeau timpul lor cum? Ca preoți. Ei slujeau pentru casa lor, slujeau pentru comunitatea în mijlocul căreia trăiau. A venit vremea ca Dumnezeu să dea o lege și a instituit o preoție aparte. Preoții erau cei ce slujeau înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Dar după ce a murit Domnul nostru Iisus Hristos pe cruce, uitați-vă în aceste pasaje biblice, 1 Petru 2:5, 1 Petru 2:9, observați că Domnul Dumnezeu nu mai are în vedere preoția israelită, ci are în vedere preoția de tip Melchisedec, adică nenumită oficial ca numai o personalitate să mijlocească, să intervină între om și Dumnezeu. Și de aceea îi spune lui Iisus Hristos, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec sau în felul lui Melchisedec, adică în felul patriarhilor. Ce însemnează aceasta? Însemnează că fiecare, și în special părinții, fiecare părinte în dreptul lui, în dreptul ei și mama, deci nu numai de tată este vorba, fiecare are dreptul să fie preot înaintea lui Dumnezeu, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu. Este bine să vii la mine și să mă rog cu tine, pentru că sunt păstorul tău. Este bine să te duci la cineva să se roage cu tine, pentru că este un om al lui Dumnezeu. Dar este bine să te rogi tu. Este bine să mijlocești tu. Este bine să ceri tu îndurarea lui Dumnezeu. Este bine să strigi tu către Dumnezeu, pentru că știi ce te doare și știi cât te doare. Nu este așa? Iov a crezut în preoția casei și de aceea
face această slujire pentru fiii săi, pentru fiicele sale, pentru soția lui, pentru slujitorii lui, pentru că, observați, are o armată de slujitori, așa cum spune Sfânta Scriptură, și știe să facă lucrul acesta cu eficacitate înaintea lui Dumnezeu. Și apoi este a treia dimensiune. El a crezut că poate ajuta și pe cei din afara casei lui. Și pe cei din afara casei lui. Dacă vă uitați în Iov, capitolul 42, versetele 7 la 9, cuvântul Domnului spune că Dumnezeu s-a supărat pe cei trei prieteni care au venit să-l apese pe Iov, făcându-l că este un păcătos. Și Dumnezeu a zis, dacă Iov nu va mijloci pentru voi și nu va aduce jertfă pentru voi, voi o să fiți pedepsiți. Și Dumnezeu l-a determinat pe Iov și Iov s-a achitat de această datorie în fața lui Dumnezeu, rugându-se și mijlocind pentru prietenii săi. Uitați-vă în 1 Timotei 2, capitolul 2, versetul 1 la 3, și noi avem aceeași chemare, noi avem aceeași chemare să știm să mijlocim pentru alții, pentru că în acest pasaj biblic spune, vă îndemn, dar mai întâi de toate, fiți atenți la acest lucru, întâi de toate, să faceți rugăciuni și cereri pentru cine? Toți oamenii. Toți oamenii, v-am spus și vă mai spun o dată, nu vă dau nume, mi-am aduc aminte când a fost campionatul mondial de fotbal, deci s-a ținut în Statele Unite în 1994, mi se pare că a fost, s-a întâmplat că România a jucat fotbal cu Statele Unite, tocmai duminică. Ia, jumătate din biserică s-a dus la fotbal, inclusiv fiii mei. Dirijori și... așa. Și am rămas noi aia mai în vârstă. Și la timpul de rugăciune, un frate ridică mâna și frate Gog, am o cauză specială. Da. Și să ne rugăm Domnului, zice, pentru echipa de fotbal a României să-i bată pe americani. Cei ce au fost în biserică s-au uitat la mine... întrebători, cum să o rezolvăm? Și mi-am adus aminte de 1 Timotei, capitolul 2, să facem rugăciuni și cereri pentru toți oamenii, știți? Și am zis, fratele, așa scrie în Biblie, să facem rugăciuni pentru toți oamenii, pentru ăștia oameni, ne rugăm și pentru ei. Iov este omul care mijlocește nu numai pentru casa lui, când slujește, deci mijlocește și pentru cei de lângă el. Și de fapt, aduceți-vă aminte de unul dintre cele mai cunoscute pasaje biblice, 2 Cronici 7 cu 14, puneți pasajul acesta, vă rog, pe ecran, ca să fie recitit de biserică, pentru că îl știți. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, puneți textul 2 Cronici 7 cu 14 și uitați-vă la el ce scrie în pasajul acesta. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, pentru biserică e asta, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Să știți că nu președintele Obama este vinovat de ce se întâmplă în țara aceasta. Și nu Congresul este vinovat de ce se întâmplă în țara aceasta. Este vinovat poporul peste care e chemat numele Domnului și numele Domnului este chemat peste biserică. Dar biserica nu se roagă pentru președintele Obama, nu se roagă pentru Congres și nu se roagă pentru autoritățile locale din guvernul local, primăria și Consiliul Popular. Pentru că dacă ne-am rugat mai mult și am luat cuvântul și inițiativa, când vin ei cu propuneri de felul acesta, să facem biserici homosexuale, să facem cutare, să facem cutare, toate lucrurile care dăunează binelui societății, dacă biserica ar avea glas, s-ar smeri, Dumnezeu ar schimba lucrurile. Dar nu să smerească Congresul? Ei nu știu ce e smerenie. Ei știu să ne mănânce banii, să trăiască pe picior mare. Cum mi-aduc aminte, eram în țară, am fost în Germania la o conferință internațională și m-am întors acasă. Tocmai de Paște s-a întâmplat să mă întorc acasă
fiind lider în cultul pentecostal, călătoream la anumite conferințe internaționale. Și, dar era o regulă în România, când te întorceai din străinătate, într-o vizită, trebuia să scrii un raport despre activitatea pe care ai avut-o și să-l duci la inspectorul de culte. Trecuseră două săptămâni de când m-am întors, eu n-am scris nici raportul, nu m-am dus nici la inspectorul de culte. Și în duminica de Paște a sunat telefonul și l-a ridicat soția. Era domnul inspector, la 7 dimineața. N-a putut dormi săracul de grija raportului. Și a zis, stați că vi-l dau pe soțul. Am luat telefonul și spune, domnul pastor Gog? Da, eu sunt. I-am recunoscut vocea, știam cine e. Aici este inspectorul Dănescu. Să trăiți, domnul inspector. Ci către mine, când ați venit, domnule, din străinătate? Cu două săptămâni în urmă, domnule inspector. Domnule, ce trăiești pe picior mare! Încă n-am văzut raportul ăla de activitate. Domnul inspector, am 41 la pantofi. Știam asta. Vorbesc de alt picior. Oamenii trăiesc pe picior mare, așa este expresia. Cu pretenții multe, mănâncă mult, cheltuiesc mult, pentru că biserica tace. Pentru că biserica nu-și face partea ei. Iov știe să mijlocească și pentru semeni. Și apoi, în slujirea lui este a patra dimensiune, care de asemenea este foarte importantă pentru biserică, pentru tată, pentru mamă. Iov a crezut în eradicarea păcatului subconștient. În eradicarea păcatului subconștient. Uitați-vă ce spune în versetul 5, partea a doua. Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Nu spune că fiii mei au păcătuit, ci poate că fiii mei au păcătuit. Avea copii care erau decenți, pentru că erau crescuți de un tată decent. Dar Iov știe că există și un păcat în subconștientul nostru de care nu ne dăm seama. Cum zice Psalmul 19 cu versetul 12. Zice, iartă de asemenea pe robul tău de greșelile făcute din neștiință. Foarte puțin ne rugăm pentru acest păcat. Foarte puțin ca să ne ierte Domnul pentru greșelile făcute din neștiință. Dar eu fac lucrul acesta. Este exact rugăciunea pe care a făcut-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cruce, Luca 23 cu 34. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. De ce este bine și mulțumesc Domnului că eu mă rog mereu lucrul acesta și aș vrea să reînvățăm toți să ne rugăm, Doamne, iartă-mă și de lucrurile pe care nu le cunosc. Ori le-am făcut din neștiință, pentru că și acelea sunt tot păcate de moarte. Orice păcat este păcat de moarte. Deci, iată, Iov este un om de caracter și este un om care slujește. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, Iov este un om care dă pildă în familia lui. Deci Iov și pilda din familia lui. O pildă ca și cu caracterul lui și ca și cu slujirea lui. Este o pildă împătrită. Este o pildă împătrită. Și anume, uitați cum este un tată de tip Iov. Cum este un tată de tipul celui care cunoaște pe Dumnezeu. Prima dimensiune este dăruire în protecția spirituală. Capitolul 1, versetul 5, partea 1. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață. Aceasta este dăruire. Un om care se scoală dis de dimineață este un om care vorbește că familia are prioritate în ochii lui. Are prioritate în ochii lui. Deci un om care demonstrează că familia este prioritară, copiii, soția, nepoții, este un tată pe care te poți rezema. Pe a cărui caracter te poți rezema, pe a cărui slujire te poți rezema, pe a cărui cuvânt te poți rezema. Dis de dimineață, asta vrea să spună prioritate. Părinții de astăzi, tații de astăzi, trebuie să prioriteze lucrul acesta. Trebuie să ne rugăm pentru copiii noștri și trebuie să stăruim pentru copiii noștri. Trebuie să te rogi pentru soția ta și trebuie să te rogi pentru soțul tău. Trebuie să îi aduci înaintea lui Dumnezeu, să faci prioritate lucrul acesta. Trebuie să te rogi pentru nepoți, trebuie să te rogi pentru familie. Dis de dimineață însemnează prioritate. Iov are dăruire în protecția casei lui.
nu-i pare greu lucrul acesta și nu-i pare dificil nici să se scoale dimineața. Putea să stea târziu în pat, pentru că are atâția slujitori, are atâtea averi, are atâția oameni care sunt pe lângă el. Nu se întâmplă cu el lucrul acesta. A doua dimensiune, al doilea aspect, pe lângă dăruire în protecție, este dimensiune în protecția spirituală. Uitați ce face, versetul 5, partea a doua. Și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Asta înseamnă post pentru fiecare copil, rugăciune pentru fiecare copil, dărnicie în numele fiecărui copil, timp cu fiecare copil, plâns cu fiecare, timp împreună cu fiecare. Ce frumos să poți să-ți ai timp să postești pentru copil, împreună cu soția, cu mama, să te rogi pentru copil, să plângi pentru copil, să strici pentru el înaintea lui Dumnezeu. Și Iov o face și colectiv, dar o face și individual. Aici este eficacitate. Când îl iai pe rând pe fiecare și pe rând îi aduci înaintea lui Dumnezeu. 3. Este discernere. Deci pe lângă dăruire, pe lângă dimensiune, este discernere în protejarea copiilor săi. Partea a treia versetului 5 din capitolul 1 Iov. Poate că fiii mei au păcătuit, aș vrea să fiți atenți la versetul acesta, și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Iov are o viziune spirituală extraordinară. Nu uitați, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iov a trăit cu 4.000 de ani înaintea ta și înaintea mea. Iov a trăit într-o vreme când nu era Sfânta Scriptură, toată voia lui Dumnezeu revelată. Deci avea o revelație limitată despre Dumnezeu, descoperire limitată despre Dumnezeu. Dar pentru că este în intimitate cu Dumnezeu, Iov este un tată și un om al lui Dumnezeu care are o percepție spirituală extraordinară. Când spun ca și tată, el știe să discearnă ce nevoie au copiii lui, el discerne două lucruri pe care trebuie să le observați și noi. Primul lucru pe care îl discerne este dezonoarea păcatului. Dezonoarea păcatului. Fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu. Păcatul dezonorează pe Dumnezeu, dragii mei. Observați? Păcatul dezonorează pe Dumnezeu. Ia uziți-l pe Iov, pe Iosif. Geneza 39:9. Soția lui Potifar, acest drăgător înalt al lui Faraon, îi propune lui Iosif, care este slujitor în casă, să aibă relații intime cu ea. Este o femeie imorală. Și Iosif o refuză o dată, de două ori, de 10 ori. Dar de data aceasta vine din nou, probabil mai senzuală ca altă dată, și spune, culcă-te cu mine. Și uitați ce spune Iosif. Cum aș putea eu să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva cui? Lui Dumnezeu. Iov are această percepție, când păcătuiești, păcatul dezonorează pe Dumnezeu. Păcatul este făcut înaintea lui Dumnezeu? Pentru că așa spune aici, în Psalmul 51, versetul 4, David, împăratul, nu? A păcătuit cu Batșeba. Și uitați ce spune, împotriva ta, Dumnezeule, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Poți să faci păcatul înascuns, deci nimeni nu mă vede aici. Cu cine m-am dus, cu cine m-am culcat, ce drog am luat, ce afacere am făcut, ce deal murdar am făcut, nimeni nu mă vede. Nu uitați că oriunde am fi, suntem înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Și când păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, când dezonorezi pe Dumnezeu, păcatul este atât de mare. Este atât de mare. Și în final este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Păcat care, dacă nu este adus în fața Domnului nostru Iisus Hristos ca să fie curățat de sângele Lui cel Sfânt, așa cum Iov aducea păcatul copiilor prin jertfele de sânge pe care le sacrifica pentru sfințirea copiilor săi, păcatul acela rămâne și se întoarce împotriva ta și împotriva mea. Prima dimensiune
pe care o discerne Iov, în păcatul copilului, în păcatul lui, în păcatul casei, în păcatul oricui. A doua dimensiune este departamentul păcatului. Departamentul păcatului. Zice, fiii mei au păcătuit unde? În inima lor. În inima lor. Iov, încă o dată, 4.000 de ani în urmă, frați și surori, Iov știe că păcatul este în inimă. Știe că de acolo vine. Știți de ce? Pentru că problema noastră este inima. Nu este inima aceasta care bate și pompează sânge. Când Biblia vorbește despre inimă, vorbește despre suflet. Vorbește despre sediul emotiv sau sentimental, vorbește despre sediul rațional, logică, și vorbește despre sediul volitiv sau voință. Și anume, în inimă, frați și surori, Doamne și Domnul, adică în suflet, este vorbirea noastră. Matei 12:34, cuvântul Domnului spune că din prisosul inimii, din surplusul inimii vorbește gura. Dacă în mintea ta, în inima ta, în sufletul tău, deci minte, inimă, suflet sunt similare, dacă în mintea ta sau a mea, în sufletul nostru, în interiorul nostru, imaginăm lucruri murdare și le lăsăm să se cuibărească acolo, la un moment dat vorbești de ele. La un moment dat vorbești de ele. Te trezești că vorbești singur. Ți s-a umplut mintea, ți s-a umplut inima cu lucrurile acestea murdare, păcătoase, și acum încep să iasă afară. Eu știu lucrul acesta. Fiii mei au păcătuit în inima lor. Uitați-vă, faptele și poftele rele, spune Iisus Hristos acum. Vine Iisus Hristos la 2500 de ani, poate, după Iov. Și uitați ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, chiar și uciderile cu vorba, cum zice Ieremia 18:18, adică bârfele, comploturile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunea, faptele de rușine, ochiul rău, blasfemia, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru, din inima omului, și îl spurcă pe om. Marcu, capitolul 7, versetele 19-23. Din inimă. Iov știe lucrul acesta. Și de aceea are o percepție extraordinară ca să știe cum să se roage pentru fiii săi. Și apoi este cea de-a patra și ultima pildă pe care Iov o lasă taților, mie și ție, este dedicarea lui Iov în protecția copiilor săi. Așa făcea Iov, așa avea Iov obicei să facă. Traducerea Cornilescu literală din 2001, uitați cum redă acest pasaj. Așa făcea Iov în toate zilele. Traducerea ortodoxă a lui Bartolomeu Anania din 2001 spune, așa făcea Iov în toată vremea. Iov ca tată nu s-a spălat pe mâini cu o rugăciune făcută pentru fiii lui și de acolo încolo Domnul cu milă. Nu. Ci Iov și-a făcut un obicei să se roage în toată vremea, în fiecare zi, pentru copiii săi. Pentru fiii săi, și erau maturi. Dați-mi voie să vă readuc aminte un amănunt. Și dacă tu ai 100 de ani și fiul tău are 70 de ani, este tot fiul tău, nu trebuie să încetezi să te rogi pentru el sau pentru ea. Chiar dacă fiii tăi au la rândul lor fii, ei tot fiii tăi sunt, nu poți să te oprești să te rogi pentru ei. Cum zicea Samuel către contemporanii săi, 1 Samuel 12:13, departe de mine gândul să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, încetând să mă rog pentru voi. Nu te amesteca în viața copiilor tăi dacă ei s-au căsătorit. Dar, țineți minte, dar, dacă ai văzut că fiul sau fiica ta a început să calce pe alături,
du-te și spune-i că nu-i bine. Asta nu înseamnă că te amesteci în familia lor. Asta înseamnă că îi îndrepți viitorul și eternitatea. Du-te și spune-i că e rău, că e greșit, că e pe un drum care duce la moarte, care duce în iad. Dă-i un sfat bun. Și dacă poți, chiar în vârstă fiind, ajută-i mai departe.